Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și din Farmacia Naturii vorbim azi despre brânca ursului sau laba ursului sau crucea pământului, un excelent afrodisiac natural. Brânca ursului, Heracleum sphondilium, este o specie de plante din familia Aspiaceae. Numele plantei provine de la forma asemănătoare a frunzelor cu laba ursului. Planta este perenă, fiind răspândită în Europa, unde se poate întâlni în păduri. Este o plantă care preferă zonele montane și submontane de la noi din țară, unde crește pe malul pâraielor și în locurile umede și nisipoase. Ajunge înaltă de până la 2 metri, are florile albe și frunzele mari adânc crestate. Are un miros specific foarte aromat și ușor înțepător, care este inconfundabil. Frunzele sale se aseamănă cu laba ursului. Încă din antichitate se cunoștea faptul că toți cei care consumau brânca ursului erau feriți de boli ale organelor genitale. Compoziție. Brânca ursului conține urocumarine, poline, colină, fitosteroli, acizi organici, bioflavonoide, taninuri și uleiuri volatile. Acțiune. Fitoterapia pe bază de brânca ursului are drept scop creșterea dorințelor sexuale ale partenerilor, afrodiziac, adică crește dorința sexuală a partenerului. Are acțiunea vasodilatatoare, îmbunătățește fluxul de sânge genital, scade tensiunea arterială, vasodilatator periferic puternic, acțiune sedativă, antihisterică, în special semințele, calmant a sistemului nervos, simulatoare activității locale nespecifice la nivel renal și genital, antiblenoragic semințele, antispastic uterin și digestiv, carminativ mediu. Indicații terapeutice. Preparatele de brânca ursului sunt indicate în caz de sterilitate atât feminină cât și masculină, insuficiență ovariană cu amenoree secundară, frigiditate, impotență, boli neuropsihice, anxietate, stări de neliniște, hipertensiune arterială, menopauză instalată prematur, boli venerice, gonoree, sifilis, clamidia, îmbătrânire precoce, boli digestive, ale ficatului, stomacului, vezicii biliare, tulburări de digestie, traumatisme, răni, plăci, dureri nevralgice, aplicații locale. Administrare. Pulbere de brânca ursului. Se obține prin măcinarea florilor, frunzelor, semințelor uscate, apoi cernerea lor pentru a obține o pulbere frină. Pulberea nu se păstrează mai mult de 10 zile în recipiente ermetic închise, la loc răcoros. Se poate administra câte o linguriță de 3 ori pe zi pentru amenoree, sterilitate feminină, frigiditate, impotență. Tinctura poate fi eficientă pentru tratarea epilepsiei la copii, câte 20 de picături de 3 ori pe zi. Macerat obținut din brânca ursului, ținut în apă la temperatura camerei timp de 8 ore, de seara până dimineața. Se poate pune sub formă de cataplasmă la nivelul ulcerelor de piele, mușcături de insecte, câine, antrax. Se pot pune comprese cu frunze proaspete de brânca ursului zdrobite bine pe o planșetă de lemn ca o măsură de prim ajutor sau ca adjuvant. Decoctul din brânca ursului se poate obține prin fierberea timp de 5 minute a unui pumn de frunze și flori, apoi se lasă vasul acoperit până la infuzat, timp de 10 minute. Poate ajuta la întreținerea luciului și sănătății părului. Gemoderivat din muguri de brânca ursului se administrează de 2 ori pe zi câte 50 de picături. Precauții și contraindicații. Nu se administrează femeilor gravide, persoanelor cu afecțiune ale prostatei, în caz de hipotensiune arterială. În tratamentul extern cu brânca ursului este interzisă expunerea la soare, deoarece planta are acțiune fotosensibilizantă. În cazuri rare, planta este greu tolerată de tubul digestiv și pot apărea stări de greață și vărsături, situații în care administrarea va fi întreruptă. Așa cum am menționat mai sus, brânca ursului, Heracleum sphondilium, este mai cunoscută și sub denumirea populară de laba ursului sau crucea pământului, deși este o plantă din familia Apiaceae, considerată de către specialiști în fitoterapie un adevărat ginseng românesc, datorită beneficiilor sale multiple asupra organismului. Este recunoscută încă din antichitate pentru efectele sale afrodisiace, fiind recomandată de asemenea pentru înlăturarea oboselii, a stresului și stărilor de epuizare, stimularea vitalității organismului, redobândirea tonusului pozitiv și a poftei de viață. Toate părțile acestei plante
Pot fi folosite și au rol revigorant și tonic. Cele mai puternice efecte le au însă semințele, care au efecte similare cu ale ginsengului. Semințele acestei plante sunt unele dintre cele mai puternice stimulente sexuale din lumea plantelor. În scop terapeutic se mai folosesc rădăcinile, florile, mugurii și frunzele. Tratamente naturiste cu brânca ursului, planta care reglează ciclul menstrual și tratează impotența. Ginsengul românesc, cum numesc medicii homeopați această plantă, prezintă numeroase beneficii pentru sănătatea femeilor, dar și a bărbaților și copiilor deopotrivă. Tratamente naturiste cu brânca ursului sunt recomandate frecvent pentru cazurile de infertilitate, dezechilibre hormonale sau lipsa dorinței sexuale. Brânca ursului a fost considerată decenii de-a rândul un adevărat panaceu pentru afecțiunile ginecologice, dar și pentru tulburările psihice, în special în zona Moldovei, unde această plantă este larg răspândită în păduri și pe malul praielor. Brânca ursului, administrată sub formă de infuzie, tinctură sau gemoderivat din muguri, este un remediu pentru persoanele care se confruntă cu problemele de fertilitate, celor cu un sistem nervos deficitar, cu tulburări anxioase. În cazul femeilor, tonicele cu brânca ursului au efect stimulant asupra activității ovariene și acționează ca un antiseptic pentru zona uterină și vaginală. Astfel, lipsa ciclului menstrual, amenorea, poate fi vindecată planta având rol de a reda ceasul biologic al femeilor care sunt la risc de menopauză prematură. În acest mod, femeile pot să aibă din nou șansa de a deveni mame. Totodată, brânca ursului este un remediu homeopat eficient contra infertilității cauzate de blocajul trompelor hormonale sau a dereglărilor hormonale, având în același timp un efect afrodiziac datorită stimulării zonei vaginale. Cura cu tinctură de brânca ursului poate preveni infecțiile urinare, deoarece planta este un antibiotic natural, care elimină microorganismele ce se pot instala la nivelul aparatului retrourinar. Osteoporoza poate fi de asemenea prevenită cu ajutorul acestei plante, dat fiind faptul că aceasta stimulează organismul să secrete estrogen, un hormon care asigură metabolizarea calciului, esențial pentru menținerea densității osoase în limitele normale. La bărbați, brânca ursului stimulează secreția gonadelor și ajută la dilatarea vaselor de sânge, fiind ideală pentru tratarea impotenței. De asemenea, tratamentul naturist cu brânca ursului crește numărul de spermatozoizi și le îmbunătățește mobilitatea, crescând astfel șansele de concepere. Rădăcina și frunzele de brânca ursului au proprietăți digestive și antihipertensive, fiind recomandate în cazurile de ulcer, boli ale ficatului, stomacului, vezicii biliare, dar și persoanelor vârstnice care se confruntă cu probleme la inimă. Copiilor cu epilepsie sau diverse tulburări psihice le sunt recomandate, pe lângă tratamentul prescris de medic, suplimentele cu brânca ursului, care au efect sedativ și reglează activitatea sistemului nervos central. La nivel extern, tinctura de brânca ursului are un puternic efect vasodilatator periferic, fiind de mare ajutor persoanelor care au probleme cu circulația și care au tot timpul mâinile și picioarele reci. Viagra strămoșilor noștri. Lista celor mai puternice rețete afrodisiace folosite în trecut pentru stimularea vieții sexuale. Mărturii ale unor savanți din secolele trecute sau păstrate în folclor oferă amănunte despre afrodisiacele ciudate folosite de strămoșii noștri pentru a-și condimenta viața intimă. Cele mai comune plante pe care medievalii le considerau utile pentru stimularea vieții intime erau condimentele aduse din Orient. Printre ele se numărau piperul, semințele de muștar, anasonul și scorțișoara. Urmau fasola și năutul, dar și diverse amestecuri între plante, transformate în adevărate rețete ale stimulării plăcerilor. Folclorul românesc oferea puteri afrodisiace unor plante ca busuiocul sau mătrăguna, dar și unor produse animale. Iată câteva dintre rețetele afrodisiace ale strămoșilor noștri. Nașterea de ursoaică. Membranele care înveleau puii unor animale sălbatice erau considerate în folclor românesc leacuri împotriva unor vrăji care afectau viața intimă a cuplurilor. Pentru legătura ce e legat omul de fermecătoare, acel om să ia nașterea de la ursoaică și să o piseze foarte mărunt,
ci să bea omul acela și se va vindeca. Arăta un manuscris din secolul al XVII-lea, citat în volumul Medicina și Farmacia în trecutul românesc. Pompei Gheorghe Samarian, 1938. Penisul de taur. Organele genitale ale animalelor erau considerate de asemenea afrodisiace. Luați penisul unui taur, uscați-l și pisați-l, împrăștiați apoi bucățile pe omletă și gustați. Informa medicul Maimonides în secolul al XII-lea. Sângele de prepeliță. Sângele unor păsări, prepeliță, porumbel, cioară, era menționat în folclor pentru efectele benefice în viața intimă și în problemele de fertilitate. Demuierea care nu face feciori. Să prinză o prepeliță și să o ție până va veni sângele muierii și atunci să-i bea sângele cald. Se arăta într-un manuscris din Moldova secolului al XVII-lea. Mătrăguna, planta erotismului. Deși otrăvitoare, mătrăguna era folosită ca afrodisiac, fiind considerată o plantă cu puteri magice în folclorul poporului român. Un ritual erotic preceda de multe ori culegerea și folosirea mătrăgunei. Fetele sau femeile tinere merg câte două la miezul nopții goale și despletite, îmbrățișate și sărutându-se tot drumul până la locul mătrăgunei. Odată ajunse, ele se culcă una peste alta și cu mâna smulg o frunză. Se întorc apoi tot dansând și sărutându-se și lasă să se usuce frunza de mătrăgună până când o pot face praf. Se duc apoi la moară, fură cu mâna întoarsă făină pe care o cern printr-o sită întoarsă. Cu această făină, frunză de mătrăgună și miere, fac o pastă pe care o lasă să se acrească. Se pune apoi fie în țuică, fie în ceai, fie în cafea, fie într-o plăcintă pe care o oferă flăcăului pentru a-i trezi dragostea, scria omul de știință Mircea Eliade. Viagra medievală. Un medic din secolul al IX-lea, cunoscut prin lucrările sale în Europa medievală, oferea una dintre cele mai populare rețete afrodisiace. Există o rețetă pentru o pastă pe care am compus-o, care stimulează pofta de coitus. Eu am testat-o, am aprobat-o și am descoperit că are o eficiență rapidă, succesul fiind garantat de Dumnezeu. Luați giner, galingie, secacul și scorțișoară chinezești, piper lung și semințe de in, migdale și bomboane dulci, semințe de rucolă de morcov și lucernă, anason, cardamom, șofran, cuișoare, piretru, piper, nucșoară, mac din fiecare câteva grame. Amestecați-le cu miere degresată și depozitați-le într-un vas care este neted pe interior. Luați în dimineață și seara, de fiecare dată, o cantitate cât o alună, căci este un remediu minunat, scria Ahmed Ibn al-Jazar într-o lucrare. Usturoi și lapte de vacă. Același medic oriental oferea și metode mai simple pentru creșterea potenței, iar printre rețetele recomandate fiind usturoiul consumat cu lapte proaspăt de vacă. Lemnul de galingale, păstrat în gură, producea o erecție puternică. Piretrul amestecat cu ulei de asomie, cu care organul sexual trebuia frecat, amestecuri de ghimbir, sirop de miere și suc de morcov ofereau aceleași beneficii. Savantul recomanda însă că, pentru ca amestecurile să producă efect, cuplul trebuia să-și arate pasiunea, bucuria și dragostea. Grăsimea de porc mistreț. Femeile din Evul Mediu aflau cum pot redeveni fecioare dacă foloseau poțiunile misterioase ale contesei Caterina Sforza. Celebra autoare a unei lucrări științifice dedicate performanțelor sexuale și modului de redobândire a virginității a intrat în istorie datorită rețetelor sale controversate. Caterina Sforța, 1463-1509, una din cele mai celebre contese din Italia secolului al XV-lea, a fost autoarea unor lucrări prețioase pentru acele vremuri, care cuprindeau sfaturi și rețete pentru bunăstarea vieții sexuale. Femeilor care urmau sfaturile li se spunea: vei vedea că acel lucru va deveni atât de îngust încât vei fi copleșită de admirație. Caterina Sforza a fost una dintre cei câțiva scriitori ai Renașterii care s-au ocupat de problemele legate de sex, cărora a încercat să le găsească rezolvarea în cărțile de secrete, potrivit medievalist.com. A fost contesa orașelor italiene Imola și Forli și s-a remarcat prin viața sa tumultoasă, prin cele trei mariaje, dar mai ales prin lucrările sale științifice și interesul manifestat pentru alchimie. A fost autoarea unei cărți numită Experimenta, care a oferit peste 300 de rețete și formule de secrete alchimice, cosmetice și medicale.
Prin combinarea diferitelor alimente, plante aromatice, plante, minerale și pietre prețioase, ea afirma că poținurile rezultate pot livra tot felul de cure și de minuni, de la a scăpa de păduc glaț până la a face monedele să pară mai aurite. Una dintre rețetele de frumusețe ale contesei făcea ca, potrivit scrierilor sale, femeile de 70 de ani să arate ca de 20 de ani. Folosind elemente cum ar fi rădăcină satirion, grăsime de porc mistreț, piper sau un schinc, o specie de șopârlă mică, vei fi capabil să te culci cu o femeie și vei vedea că vei putea face cu ea tot ce dorești și să te bucuri întreaga noapte de ea, afirmă autoarea. Creiere de vrăbi. Constantin Africanul, un călugăr din secolul al XI-lea, autor al unor tratate despre relațiile sexuale și fertilitate, afirma că năutul era cel mai puternic afrodisiac, urmat de carnea proaspătă de vită, creierul de vită, gălbenușurile, piperul și vinul. Pe baza scrierilor lui Constantin Africanul au fost create numeroase rețete afrodisiace. Cele mai multe dintre acestea includeau sucul de afine și cuișoarele în lapte, dar și rețete care aveau printre ingrediente creierele a 30 de vrăbi de sex masculin sau grăsimea care înconjoară rinichii unui țap proaspăt ucis. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun la bună vedere! Pe curând!